de dimineață. Te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, emisiune în direct din studioul nostru, care, nu știu de ce am eu impresia că se va popula în perioada următoare cu mai mulți invitați la emisiune, ca de obicei. Astăzi nu mai vorbim despre război, nu mai vorbim despre măsurile acelea democratice despre care am vorbit ieri, referitoare la pusul pumnului în gură pentru toți cei care îndrăznesc să aibă păreri în țara asta. Și trec direct la chestiune. Invitatul de astăzi, domnul dr. Liviu Harbuz, directorul de cabinet al primarului Andrei Carabelea, era să spun altfel. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine m-ați găsit! Vă mulțumesc pentru invitație! Domnul Harbuz, haideți să intrăm direct în probleme, ca să nu mai batem apa în piu, cum fac eu de obicei la această emisiune. Nu mă demotivați. Așa? Cum adică batem apa în piu? Eu bat apa în piu, am spus. Cum bat eu apa în piu? De obicei când bați ceva... Mă pot alinia și eu dacă e nevoie. Așa. Am văzut că primăria a intrat în vizorul domnului prefect Adrian Niță. E permanent în vizorul domnului prefect. Acum s-a manifestat, iar mă gândeam când se va întâmpla. Vă așteptați. Bineînțeles. Noi am și scris... Bineînțeles că noi, în loc să facem administrație, facem politică. Și suntem mereu grevați de jocurile politice pe care lovește mai tare. Bun, acum nu putem să-i reproșăm sau să-i imputăm domnului prefect această, hai să-i spunem, plângere prealabilă, deși nașe cadroa tocmai acolo, dar este la cererea grupului de consilieri PSD din Consiliul Local, grup de consilieri ca și cum ei n-ar fi existat nici în perioada de consultare publică, n-ar fi fost nici la ședință ca să poată face amendamente. Adică probabil că au citit în ziar, au aflat că această hotărâre care se referă la parcările de municipiul Piatra Neamț a apărut așa, peste noapte, nu s-a știut nimic. Da. Și ea este mult discutată, controversată, dezbătută chiar și în conferințe de presă, dacă ne aducem aminte cu mult timp. Eu mi-aduc sigur aminte. Da. A fost una din puținele conferințe de presă la care m-am enervat. Da. Este o atitudine, asta apropo de faptul că cu toții, într-o retorică, aș putea spune câteodată isterică a politicilor, spune, doamne, să depolitizăm, pentru că politizarea a distrus România. În continuare, se pare că miza este doar factorul politic, deși mai sunt 2 ani până la acțiunile electorale și până la alegeri. Da, oricum, eu am sesizat în acel comunicat de presă 2 părți în ceea ce a transmis prefectul. Prima parte, eu care... Eu nici măcar n-am citit comunicatul ăsta. Eu l-am citit. Comunicatul de presă, nu înțeleg de ce un comunicat de presă în care un prefect să-și exprime îngrijorările, chiar n-am înțeles. Nu, deci prima parte a comunicatului o înțeleg foarte bine. Domne, astea sunt prevedere la care consideră instituția prefectului că trebuie făcute niște amendamente. Da. Finalul nu l-am înțeles. Primăria trebuie să trateze cu seriozitate problema parcărilor din oraș. Pietrenii merită să beneficieze de o administrație de calitate. Calitatea de prefect, probabil că de data aceasta a fost puțin depășită de ceea ce se vorbește că domnul Niță va fi probabil viitorul candidat la primăria Piatra Neamț. Nu știu, este un element care îmi scapă și până la urmă nu e... Nu e foarte important. Nu e foarte important. Nu faptul că va candida. Nu, noi avem de făcut lucruri. Și bun, parcările sunt foarte importante. Și credeți-mă că... Dar faceți ceva în legătură cu parcările? Chiar facem. Bun, poate că ar trebui... Am observat că cetățenii orașului Piatra Neamț nu știu povestea acestei societăți parking. Asta o știți cu siguranță. O știu.
Și a celeilalte societăți. Care din ele? Păi mai era una cu parcările. Eu n-am prins-o pe aia, era să zic, poate copilărie. Dar societatea parking, care a administrat parcările nu cu mult timp în urmă, avea un contract care a fost la un moment dat prelungit prin aprobarea Consiliului Local. Iar pe data de 28 februarie, anul acesta, toată lumea știa că acest contract va expira. Prelungirea contractului și atribuirea directă a contractului către parking s-a dovedit a fi imposibilă prin lege. Deci legea nu ne-a permis și am să vă spun de ce, pentru că cred că nici unul din 10 locuitori din Piatra Neamț nu știu că această societate este constituită pe un acționariat public și o componentă nu foarte mare, mică, privată, de privați, asociați privați. Câteva persoane fizice, câteva persoane juridice, având în componența acționariatului și o componentă privată, ea nu a putut, serviciile de parking nu au putut fi, activitatea nu a putut fi atribuită în mod direct societății parking. Astfel a apărut și iritarea celor de la parking, aduceți-vă aminte, conferința de presă, astfel s-au făcut foarte multe speculații. În aceste condiții, primăria a fost practic obligată să preia serviciile, pentru că altfel am fi paralizat activitatea de prestări servicii de parcări în orașul Piatra Neamț. În același timp, mai mulți factori, unii endogeni, unii din interior, alții din exterior, au încercat să facă toate eforturile pentru a compromite și fac în continuare eforturi pentru a compromite activitatea de prestări servicii privind parcările. Dacă v-ați uitat atent, de exemplu, în ceea ce ne trimite domnul prefect, domnul prefect ne sugerează să folosim contracte de închiriere. Atunci când folosim contracte de închiriere, invocând desigur codul administrativ, conform codului administrativ, ar însemna ca fiecare cetățean din Piatra Neamț să liciteze pentru locul de parcare, chiar și în situația în care este un singur solicitant. Ceea ce ar fi un dezastru. Asta apropo de ce ne cere prefectura în momentul de față. Aș vrea de la început să fac o precizare. Domnul prefect vorbea acolo despre niște ilegalități sau lipsa de legalitate. Dar dacă ar fi fost vorba despre lipsă de legalitate, dânsul ar fi fost în poziția să revoce această hotărâre de Consiliu. Nu a făcut acest lucru, doar ne-a arătat cu degetul și ne-a propus niște puncte pe care dacă le luăm punct cu punct, vedem că până la urmă suntem victimele acelui sistem de legislație, un hățiș legislativ, în care eu, față în față cu dumneavoastră, avem același obiectiv, iar eu vă spun, păi mergem pe articolul X din legea cutare, iar dumneavoastră o să-mi spuneți, nu, mergem pe articolul Y din altă lege. Cum s-a întâmplat la Consiliul Județean la votarea bugetului? Cum se întâmplă în fiecare zi, pentru că asta este incoerența legislativă din România. Și știți care e culmea? Am avea amândoi dreptate, și eu și dumneavoastră. Desigur, aici intervine... Uf, câți rabini! Da, mai mulți rabini... Câți rabini au făcut legile în România? Sau le fac? Exact. Vă dați seama că în astfel de situație rămâne loc de interpretare. Interpretare subiectivă de multe ori, iacăt aici speculată politic, adică nu mai poate prefectul nu doarme noaptea de grija parcărilor din Piatra Neamț, în loc să ne dea un sprijin, mai mulți factori, prin intermediul mai multor factori, vin cu tot felul de piedici, cu tot felul de virgule, cu tot felul... Gândiți-vă că în primărie, dacă se ia o decizie astăzi și după aia mergem pe proceduri, mergem pe proceduri care pot dura de la 30 până la 150 de zile. Gândiți-vă, doar să dai, să scoți la concurs. Am scos posturi la concurs în funcție necesară în procesul de optimizare a activității.
durează de la 30 la 60 de zile să dai un concurs. În cazul, aici vorbim despre atribuiri, despre licitații, la o licitație care durează undeva 60-90 de zile, vine cineva și contestă licitația și mai durează încă 60 de zile. Și dacă nu-i place cum a fost soluționată cererea de contestare, atunci se mai duce și în instanță. Și în instanță mai durează, dacă ai noroc, un an de zile. Dacă nu, pot sta în instanță 2 ani. Avem 1000 de situații. Ei, în această situație, oamenii din serviciul juridic, secretarul general din primărie, mereu trebuie să ducă o, să spunem, o luptă și o politică de prevenție pentru a nu fi vulnerabili în fața unor astfel de atacuri. Adică, cu alte cuvinte, mai mult ne apărăm de niște atacuri care vin tot din interiorul comunității, în loc să fim mai eficienți și chiar să optimizăm serviciile. Să revenim la parcări. Deci, așa cum vă spuneam, unul din punctele principale din adresa făcută de către prefect, să-i spunem plângere prealabilă, că la sfârșit se încheie, o considerăm plângere prealabilă. Comunicatul sau adresa? Nu. Comunicatul este... În comunicatul, adresa. M-ați încurcat. Da, sună bine. Comunicatul ar putea fi o plângere prealabilă din partea altcuiva. Păi, nu știam dacă a ajuns o adresă oficială. Bineînțeles. Termenul de închiriere nu are ce căuta, care este prevăzut în codul administrativ. Noi vorbim despre servicii publice pe care le prestează primăria către cetățeni, către beneficiari, conform legii 71, care chiar stipulează clar serviciul de parcări. Și aici revenim la ce v-am spus eu. Păi are dreptate și rabinul 1 și rabinul 2. Dar depinde și de consecințe. Pentru că atunci când ai ales o cale legislativă, te uiți la cealaltă, care poate aduce aceleași modificări, aceleași observații, influențează la fel activitatea. Dacă te uiți acolo, o să zici, dar de ce nu închirie? De ce? Pentru că, vă repet, în mod normal, aceste parcări, în momentul în care sunt libere, pentru cei care au deja contracte, au drept de preemțiune și vor continua să aibă acel loc de parcare, dar pentru cei care vor să ocupe un loc de parcare liber, se face licitație. E, prin prevederea din adresa prefecturii, ar trebui să facem licitație pentru... Eu, de exemplu, am loc de parcare, mi l-am plătit, ba l-am plătit, am aflat acum și... Nu eu. Mi-am încasat ilegal parkingul pentru că a depășit perioada de un an, invocând că nu erau contracte lunare, posibilitatea de a încheia contracte lunare și așa mai departe. Dar, ca să fim mai clari, astăzi, contractele se vor încheia în momentul de față cu primăria, avem stabilită o procedură foarte clară, desigur că vom face unele modificări pentru a arăta un semn de prietenie prefecturii, în sensul în care, așa cum vă spuneam, unele sunt absolut redundante și inutile dintre observații. Vom face aceste modificări, mai puțin cele care se referă la această sintagmă închirierea locului de parcare. Acolo nu putem ceda pentru că am aruncat în aer cetățenii și n-am face decât să mărim procesul de birocrație pe care tot ne lăudăm în permanență, mai ales administrația publică județeană, locală, că vom simplifica procedurile în interesul și pentru confortul cetățeanului. Cred că, până la urmă, ăsta este obiectivul final. Pentru că, altfel, dacă am ajuns să mergem să participăm la licitații și pentru un loc de parcare în care suntem singurii aplicanți, adică eu am aplicat pentru un loc, nu mai e nimeni, dar eu trebuie să particip la o licitație. Vedeți, în acest hățiș legislativ avem probleme pe toate zonele. Avem probleme, de exemplu, și la ceea ce înseamnă procesul de insolvență de la Perla, procesul de insolvență de la Urban.
Nu mai vorbesc de legalitatea prelungirii contractelor care a fost invocată când vorbim de PubliServ. Știți că era acel contract care avea și un act, nu un act adițional, ci o prelungire care ar fi trebuit să fie act adițional, o diferență din 2002 în 2006 pe un contract. Deci, hirnoaptea minții. Stăm acum, pentru că foarte multe dintre contractele cu societățile au expirat, am fost nevoiți să le reînnoim, dar ducând un balast după noi, care au însemnat tot felul de combinații. De exemplu, vă dau un exemplu. Participarea privată la parking. Adică noi, dacă nu aveam acea participare privată, aș vrea și eu să fiu asociat, nu știu, cu PubliServ. Vreau să mă duc să cumpăr și eu acțiuni. Vreau să fiu și eu acționar. Aș fi vrut să fiu acționar la Perla, deși azi nu mai trebuie. Pentru că Perla nu știu dacă va reuși să iasă din insolvență și să poată duce la capăt procesul de reorganizare. Bun. Ne întoarcem la societățile astea. Cu parcările. Haideți să vedem de la 1 martie până acum ce s-a întâmplat concret. Că teoretic, eu aș vrea să mergem pe două aspecte. Unu, ce s-a întâmplat concret din punctul de vedere al cetățeanului care vine să-și prelungească, dacă au fost cazuri. Au fost. Avem 600 de persoane. Așa. Și doi, ce s-a întâmplat din punctul de vedere al preluării datelor de la societatea Perla? Păi, datele nu au fost preluate. Aici e războiul, pentru că nu Perla. Parking, scuzați-mă. Perla parcărilor. Societatea Parking, prin vocea distinsă a domnului manager, a refuzat în permanență să ne pună la dispoziție baza de date. Scuze, acționarul numit primărie, majoritar acolo. Majoritar, aici o să ajungem și la discuția AGA, importanța lor. Păi nu, ce au? Nou numit acum. Ce au, practic, nici nu, ca să zic așa, fizic, poate să spune că nu ne aude, nu ne vede nimeni, aproape că nu există. De ce? Avem un președinte de CEA și avem membrii în CEA care unul după altul și-au declinat apartenența la CEA, fie prin demisii acum? Înregistrate, da, în ultimele două săptămâni. Cei noi. Dar ăștia erau oameni de bază în partid. Nu știu dacă erau de bază. Unii dintre ei erau chiar de bază. În primul rând, știți bine, noi lucrăm Consiliul Local și Primăria prin AGA, nu prin CEA. Da. Pentru că AGA, de fapt, stabilește regulile generale. Și ăștia unde își dau demisia? La AGA? Da, se comunică și la AGA, dar ei își dau demisia, se înregistrează în cadrul ședințelor CEA sau ulterior ședinței, dacă a fost anunțat doar verbal în timpul ședinței. AGA va lua la cunoștință și vom avea, desigur, prima ședință AGA pe data de 31. Dată după care sperăm să începem să semnăm și contractele cu cetățenii. Până acum am primit doar cereri. Dar spuneți-mi un pic, că tot nu înțeleg de ce pe 31 AGA? De ce nu mai devreme? Pentru că nu se poate. Este convocarea AGA? Convocarea la 30 de zile. La 30 de zile. Da. E bun. Suntem spun. Pentru orice, trebuie să fim foarte atenți la proceduri. Pentru că pe o chichiță procedurală se blochează totul. Iar interesul nostru permanent și atenția maximă a fost să nu blocăm procesul în relația cu publicul. Pentru că și această hârtie de la prefectură, desigur, cum spuneam, sesizarea grupului de consilieri PSD din Consiliul Local, a venit la fel. Doar ca să pună o piedică derulării procesului de închiriere a parcărilor. Și e posibil și aș vrea ca toți cei care ne urmăresc să știe. Dacă prefectura va considera, va ataca în contencios hotărârea de Consiliu Local. Dacă o va ataca în contencios, ne vom trezi cu procesul de atribuire a lucrurilor de parcare blocat. Deci se va bloca totul. Dacă am ajuns să folosim în lupta politică
un element atât de important în viața comunității, în viața socială, e foarte grav. Adică aș fi vrut să văd și eu la astfel de situații, pentru că, știți, nu sunt mare fan al politicii care vine să prăvălească tot ce înseamnă administrație publică locală și administrație centrală. Dacă politica va avea astfel de imixtiuni în permanență, nu vom evolua deloc. Și același lucru, repet, se întâmplă și la alte societăți. Dar să revenim. Ceaul este, în momentul de față, încă nu este clarificat cât și-au dat demisia, cât vor să continue. Bun, și eu dacă vreau să întreb cine și-a dat demisia, dar aceea, pe cine întreb? Întrebați pe președintele Ceaului. Dacă nu veți afla... Dacă și-a dat și el demisia? Dacă, nu și-a dat, dacă își va da și el demisia, o să aflați de la AGA de pe 31. Am înțeles. Pentru că în relația noi, primăria, în relația cu Ceau, nu discutăm. Noi discutăm doar cu AGA care ne reprezintă. Bun, acum, după emisiune, o să fac un exercițiu. Știu că nu-i la îndemâna șefului, directorului de cabinet al primarului, dar o să văd și eu dacă s-a înregistrat vreo plângere penală împotriva celor care au încasat bani ilegal de la populația orașului. În momentul de față, vă spun eu, nu este înregistrat niciun fel de plângere penală, dar probabil că va urma dacă se va continua, pentru că și acolo există o hotărâre a CEA-ului care va trebui pusă în aplicare de către societatea Parking, în care ar fi trebuit să predea baza de date. Desigur, și aici intervine în discuție la fel de chichițe legislative, că baza de date nu constituie bune returi, pentru că ea include o aplicație pe care Parking-ul a plătit-o și fiind acolo, practic, o investiție, o achiziție rezultată din activitatea Parking, achiziția acelui soft. Cei de la Parking ne-au zis să mergem astăzi cu copiatoare și cu topuri de hârtie să le dea pe hârtie. Adică 18.000 ori 2, 36.000 de hârtii. Mai să multe. Chiar mai multe, să ne dea baza de date în formă tipărită. Vedeți, există hârtie pentru forma tipărită. Bun, dar să știți că nu trebuia decât două hârtii. Mai... Nu trebuia decât două hârtii pe care se scrie așa. Domnule procuror, subsemnatul Andrei Carabelea, în numele cetățenilor municipiului Piatra Neamț, cărora li s-a încasat ilegal taxa pentru cutare, vă rog să faceți cercetări pentru cutare, cutare, s-a încălcat hotărârea aia, în fapt s-a încălcat hotărârea aia, sau un drept, cum se spune, acolo, și după aceea să vedem ce se întâmplă. Domnul Bălănescu, o astfel de acțiune... Noi am invitat-o, în primul rând, pentru că nu a vrut să ostilizăm în procesul de predare. Dar nu e vorba de ostilizare, e vorba de legalitate. După care, să spunem că va fi o cercetare penală, după care urmează un proces. Deci, pe o astfel de situație, noi putem sta până în mandatul celălalt și să nu rezolvăm problema. Sunt eu dispus astăzi să blochez parcările pentru 3 ani de zile, pentru că... Da, asta nu înseamnă blocarea parcării. Păi, ba da, înseamnă blocarea. Nu. Deci contractul este mort, contractul este închis, este o hotărâre de preluare, lucrurile merg înainte pe linia aceea. Este o hotărâre de preluare, dar dacă le coroborați și sunteți atent, vine prefectul, vine cu o plângere prealabilă, după care se duce în contencios. Eu, pentru că asta nu aș spune că vine prefectul, eu aș spune păi, că vine... Prefectura, nu prefectul, că eu mă refer la instituție. Nu, nu, eu nici măcar, eu aș spune că instituția prefectului primește în plic aceste hârtii. Deci, aceste mutări, n-aș vrea să cred că e chiar așa, dar probabil că fiind o influență politică foarte puternică și asta se vede din declarația domnului prefect, probabil că se urmărește blocarea activității de parcări. Bun, ea nu se va putea bloca. Ba, se poate. Vă repet, în momentul deci, în care domnul, va ataca în contenție. Și în momentul în care 18.000 de oameni vin în fața prefecturii și,
Și încep e să un fă... proces, de momentul ăla nu mai poți face nimic. Ei, nu mai poți face ce nimic. Ce poți să faci? Să ducă să ce? Să influențeze deci, instanța? Or, țara asta o fi chiar așa de, de naivă, dar eu nu cred, nu cred că nu sunt soluții pentru așa ceva, că au mai trecut și alte orașe prin așa ceva și se găsesc soluții. Dar, mă rog, haideți, am lămurit eu cu parcările acum. Important ideea este, este ca cetățenii să știe că în momentul de față pot face depune dosarele și cererile pentru parcări la camera 20 la primărie, dar sau în online. Primul rând online, sau pentru online. Că este cel mai facil online, pentru că, desigur, în măsura spațiului pe care îl avem, a resurse umane pe care o avem, am încercat să evităm aglomerația, dar este inerentă pentru că totuși este o perioadă de tranziție în care se schimbă un sistem. Și schimbarea unui sistem de atribuire a serviciilor publice în alt sistem, adică în coordonarea primăriei, în subordinea primăriei Piatra Neamț, lucrurile sunt foarte complicate. Se aglomerează foarte mult la ghișeile cu publicul. Dar sunt oameni care, angajați ai primăriei, care încearcă să ajute cât mai mult și să simplifice aceste proceduri. Da, spuneați de Perla Invest, că și acolo sunt probleme cu insolvența. Aveți vreun raport al lichidatorului care să fie ajuns prin agamanii de la Perla Invest? Sunt mai multe rapoarte. Și eu sincer aș fi extrem de interesat de o conferință de presă pe tema Perla Invest. Așa cum a fost cea cu parcările. Da. Deci e o provocare. Aș fi extrem de interesat. Acum îmi dau seama cât de important ar fi, pentru că și acolo... Că poate se lămurește, ca și la parcări. Atât deci. De complicate lucrurile, atât de complicate. Sunt situații cu bunuri aflate pe Muntele Cozla, știți, restaurantul, acele căsuțe. Nu sunt clare, nu e clar statutul proprietăților. Unele sunt pe două persoane, pe trei, sunt tot felul de combinații. Terenul ia unuia și căsuțe alte. Adică s-au făcut niște ilegalități, pe mine nu mă încălzește. Spuneați mai devreme că să meargă la pușcărie, face pungere. N-am spus să meargă la pușcărie. Să face Doamne ferește. Doamne ferește. Nu mă încălzește cu nimic că unele fapte care s-au petrecut acolo au fost pedepsite și multe dintre ele penal, atâta timp cât noi suntem blocați. Adică e un blocaj din ăsta care ține deja de, cred că o să ajungem la al treilea mandat. Și acolo lucrurile nu pot fi clare și nu pot fi clare și prin prisma datoriilor pe care primăria trebuie să le achite acum. Adică s-au făcut niște schimburi între societăți. În momentul în care aveau un bun, îl transferau pe societate. Da, dar nu puteau să-l transfere fără o hotărâre de Consiliul Local. Bineînțeles. Și toate aceste tot hotărâri de... Tot ce vorbim implică hotărâri de Consiliul Local care au fost politice. Ce să mai păi, dă pentru și atunci, și atunci... Toate aceste schimburi își au locul în Consiliul Local și în executiv, pentru că ele erau propuse absolut de executiv. Și atunci, haideți să ne uităm în hârtiile alea, că, de exemplu, acum unde Dumnezeu, dar nu mai am țin mai minte. Am mai constatat ceva. Ieri am citit, sau azi dimineața am citit, o hotărâre istorică pentru România, un bun, dar uite, o să-mi aduc aminte pe parcursul emisiunii, înstrăinat în 2003, a revenit înapoi la statul român printr-o decizie curajoasă a unui judecător care n-a ținut cont de niște hotărâri de o privatizare. Mi-e și groază să rostesc cuvântul ăsta că mi-aduc aminte cum s-au privatizat niște lucruri prin județul Neamț. Și cât ar avea de lucru judecătorii pe tema asta? S-au prescris. Păi uite, asta din 2003 nu s-a prescris și e vorba de ceva de prin Delta Dunării, dacă nu mă înșel, înstrăinat către cuplu Petrache, Bittner, Vântu. Am înțeles. Ceva de genul ăsta și uite că statul și-a reluat un castel, o chestie, Regina Maria pe undeva, nu mai știu exact unde. Dar am citit sigur și îmi aduc aminte despre asta. Deci, hiba, problema, este tot în Consiliul Local. Și atunci,
Pe mine mă încălzește că, de exemplu, Urbanu era aproprietar pe baza hipică și în aceeași ședință... Bun, măcar aici sper ca baza hipică să revină la... Dar în aceeași ședință, în aceeași ședință trece de la una la alta la cu hârtii făcute, rapoarte datate după ce s-a făcut schimbul respectiv, dar asta este o ilegalitate. A constatat-o o instanță judecătorească. Și? Și cine trebuia, după ce instanța a constatat, să ducă lucrurile, să le aducă înapoi? Păi nu știu, ce vinovați... Nu eu. Păi nici eu. Nici dumneavoastră, dar era cineva în primărie la vremea aia care trebuia să facă lucrul ăsta și dacă nu l-a făcut și din cauza aia noi avem problema cu baza hipică, acel cineva, cu tot respectul... Bun, avem problema, dar va fi rezolvată și o să vedeți că baza hipică va reveni la primărie. Dacă îmi spuneți că o cumpără primăria... Cam așa ceva. Dacă o cumpără primăria, aștept să văd... Nu o cumpără, în reglarea datoriilor, apropo de Perla Invest, vom aduce la baza hipică la primărie. Un fel de dare în plată. Pentru că, exact, pentru că altfel ea va fi vândută pe nimic, unor băieți deștepți, cum s-a întâmplat tot timpul, care o vor exploata. S-a mai întâmplat odată. Ea a fost vândută odată. Da, știu. Și să știți că și povestea cu parkingul are umbrele ei, pentru că parkingul s-a dorit foarte mult să fie, activitatea să fie scoasă la licitație. În momentul în care s-a epuizat povestea cu contractul cu parkingul, și acolo lucrurile erau pregătite. Adică în primărie, în fiecare zi când intri, trebuie să fii atent să nu scadă o cărămidă în cap când intri în primărie sau când ieși. Apropo, cărămida cu patrimoniu v-a căzut în cap? După declarația aceea că nu există patrimoniu. De ce? Eu n-am vrut să cap, dar vreau să vă spun că așa cum am cerut, cum a cerut primarul, nu eu, dar eu am urmărit, am monitorizat, pe data de 28 februarie, patrimoniul într-adevăr a venit cu ceea ce și-a asumat, respectiv evidența componentele de patrimoniu care nu era foarte clară și care nu era evidențiată clar. Și acum există această evidență undeva în afară de... Există și o putem face și publică. De altfel, ea a stat și la baza elementelor. Ați văzut că primăria și-a propus să disciplineze și zona de construcții ilegale. Chiar să folosească cuvântul și fapta demolării, adică vor fi clădiri demolate care au fost construite ilegal sau care ocupă spațiul public ilegal. Probabil că, vedeți, ne-am dorit cu toții și eu mi-am dorit și eu am fost candidat și am spus în campanie electorală. Ne-am dorit transparență, ne-am dorit onestitate, ne-am dorit respectarea legii. Dar știți cum e, legea să fie respectată începând cu vecinul, nu cu mine, întotdeauna. Reformă, dar să înceapă cu vecinul, nu cu mine. Acum când lucrurile se întâmplă, lucruri pe care dovadă și zona de voturi care s-a dus către un partid și către un primar liberal, oamenii și-au dorit asta. Acum când lucrurile se întâmplă, unii sunt cam nemulțumiți. Că de ce îmi dărâm mie, că eu te-am votat. Bun, m-ai votat, dar asta nu înseamnă că eu am să-ți permit vreodată să încalci legea. Bun, am văzut că sunt 15 asemenea cazuri. Vor fi mai multe. După ce se termină... Pentru că aici am făcut controlul foarte clar pe ceea ce înseamnă regimul proprietății, ceea ce înseamnă legalitatea, apropo de urbanism. Aici abia am reușit să clarificăm pe 15 puncte, dar ele sunt mult mai multe. Știți, în 2005, parcă 2006 sau 2007, nu mai rețin foarte bine, a mai fost o acțiune de genul ăsta. Atunci cred că arhitect era Dan Florea, dacă nu mă înșel. A mai fost o asemenea acțiune. Ea a început tot așa frumos și după aia dintr-o dată s-a blocat. Pentru că se apropiau de niște... Eu vă garantez că nu se va bloca. Și lista aia pe care ați văzut-o va fi finalizată în următoarele 3 luni de zile. Apropo de demolări. Am înțeles. Pentru că intră în atribuția mea și monitorizarea acestor demolări. Mi-e frică să întreb. Ce mai știți de blocul acela? Apropo de demolări, știți că există...
Păi dacă ne uităm la hotărâri judecătorești, blocul din Preciști, da, situația actuală, și ăla trebuie demolat. Numai, bine, numai etajele partea, de sus. Partea construită ilegal. Adică vreo 4 etaje. Da. Da, întrebam, că mi-e frică să întreb. Dar acolo... și acolo toate aceste situații sunt grevate de... Știți cum e? Ai o hotărâre judecătorească, ai început, acționezi imediat în calitate de administrație publică locală, ca în secunda 2 te trezești că a mai apărut pe altă zonă alt proces care te grevează pe acest subiect. Adică în permanență, cred că cel mai bine avocații care, da, mai da, ales uite, cei care se ocupă mi-aduc aminte acum, relațiile cu administrația publică. Zilele trecute l-am avut în emisiune pe domnul Mitrea, șeful de la ISU. Și vorbea de adăposturi. Am constatat cu stupoare că în Piatra Neamț avem niște adăposturi, cum să spun eu, senzaționale. Cum le spun eu. Locuri în care se ține vinul și murăturile. Așa. Dar nu asta este problema. Mă gândeam că totuși... Asta este o problemă structurală pe care nu o poți rezolva. Da. Mă gândeam că în Piatra Neamț totuși s-a mai construit câte ceva. De exemplu, la un moment dat s-a construit o bancă comercială și un sediu al finanțelor publice. S-au mai construit niște bănci, s-au mai construit niște blocuri. Legislația și atunci prevedea niște lucruri cu privire la adăposturile anteriviene. Da. M-am uitat pe lista aceea de adăposturi, n-am văzut să fie vreun adăpost pe sub, de exemplu, băncile astea. N-am văzut să fie nici parcări foarte mari sub ele. Ce pot să vă spun este că în momentul de față directorul și tot colectivul din BMSU a stat și a făcut un inventar foarte clar al adăposturilor, dar deși avem aproape finalizat inventarul și evaluarea fiecăruia în parte și de-aia probabil domnul Mitre era foarte îngrijorat, nu corespund. Adică degeaba le avem pentru că foarte multe sunt înregistrate sub solurile blocurilor. Care? Unele sunt insalubre total. Altele nu se pretează, deși ele sunt trecute la adăpost antiaerian. Altele, v-am spus, sunt pline de murături și de damigene cu vin. Adică, asta, aici nu pot schimba nimic. Bun. Iar apropo despre, de ce spuneți dumneavoastră, păi vă spun eu, în București, lângă blocul unde stăteam eu, s-a construit un bloc cu 12 etaje și cu o parcare pe 3 etaje subteran unde e obligatorie, unde trebuiau să încapă, mai știu, 200 și ceva de mașini. După ce s-a terminat blocul, a fost construit, au fost repartizate apartamentele, ce a făcut proprietarul? A închiriat și parcările, dar pentru depozit. Deci el le-a avut, dar nu le folosește ca parcă. Așa se întâmplă peste tot. Bun, dar eu cred că administrația publică locală, de exemplu, dacă își propune, poate să spună așa. Nu se mai eliberează nicio autorizație de construcție fără existența unei... Fără parcări, iar parcările alea, din start, să fie prevăzute ca și adăposturi. Da, asta în cazul construcțiilor de blocuri. Da. Altfel e dificil să îi impui unia care construiește o casă. Ala își face singur în beci și cred că orice gospodar preferă să-l prindă război în beci, că acolo are de toate. Mă rog. Bun. Deci cu Perla Invest așteptăm conferința de presă. Am așa o senzație că va fi o participare foarte mare. Eu cel puțin mi-aș dori să invit și vreo doi foști directori de la Perla Invest, cel puțin pe unul care uns cu toate alifiile, nu așa, om uns cu toate alifiile, când a văzut o factură pe care trebuia să o achite, și-a dat demisia și a plecat. Deci trebuia să achite o factură, da, pentru niște lucrări. A făcut el un calcul acolo cam cât era cantitatea rezultată de la lucrările respective, a zis că n-ar vrea să mai facă încă un munte la Piatra Neam și și-a dat demisia și a plecat. Bine. Din păcate, foarte multe zone din activitatea primăriei Piatra Neamț, mă refer din punct de vedere al patrimoniului, au fost jefuite.
Bun. Adică astăzi primăria, gândiți-vă că nu mai are unde să construiască o creșă. Primăria, acum avem o ofertă de finanțare pentru un centru sportiv cu tot cu stadion, cu stadion mare. Banii îi primim pe degeaba și nu avem un loc. Și suntem obligați să cumpărăm la cine? De la băieții deștepți care au cumpărat tot orașul. Dar nu vom face asta pentru că nu ne permitem. Da, am înțeles. Urban, eu insist. Eu tot insist Urbanul, pe societăți. Păi dacă sunteți vecini cu Urbanul, normal. Prin reprezentanță. Urbanul, desigur, aceeași situație este în insolvență. Să sperăm că va ieși din perioada de insolvență și reorganizare. Piețele vor trece în subordinea primăriei și vom avea un birou pentru administrarea piețelor. Iar spațiile verzi probabil că vor merge către Salubritas pentru a le eficientiza și pentru a nu mai avea problema pe care am avut-o anul trecut, aduceți-vă aminte, n-aveam cosaș, prețurile erau până la cer și așa mai departe. Adică chiar acolo e nevoie de optimizarea activității. Cu piețele am mai discutat cu dumneavoastră, prioritară este reorganizarea pieței centrale, care arată cum arată și care funcționează cum funcționează, în beneficiu mai mult a unor persoane private. Și mai avem piața Bistrița, care din Precista, care va fi probabil și ea reorganizată. Despre piața Dărbănești și piața Mărăței, punctul meu de vedere este că nu se mai justifică în acele locații piețe agroalimentare, având în vedere ce se întâmplă din punct de vedere comercial, cum s-a dezvoltat zona în jurul piețelor, care au fost practic falimentate și au fost transformate în stabilimente inutile. Ba, dacă ne uităm în Mărăței, e chiar o groapă de gunoi. Motiv pentru care probabil vom merge către proiecte care vor fi scoase la licitație pentru investiții în cele două piețe. Investiții, dar nu pe piața agroalimentară. Eu nu înțeleg un lucru, dar probabil că eu nu lucrez în administrație. Piața Mărăței este închisă de aproximativ 2 ani. 2 ani jumătate. Cred că mai mult. 3 ani. Nu pot să pricep, sincer nu pot să pricep, de ce măcar vara, când era cald, nu s-a încercat acolo o chestie, nu știu. Ăia care vor să vândă flori, ăia care vor să vândă copăcei, de ce piața Mărăței a devenit la un moment dat un depozit pentru neplătit pentru cei de la Urban. Nu mai e cazul acum. Păi, nu, da. Era depozit. Eu îi vedeam dimineața. Pentru că era vraiște. Pentru că aceste societăți erau conduse de aceleași persoane la centru, pentru că nu societățile decideau. Aveau niște decidenți ceva mai sus și se făceau tot timpul jocurile între aceste societăți. Mutau când aveau nevoie de la o societate la alta. Știți ce am eu? Nu înțeleg. Deci nu înțeleg și nu înțeleg de un an jumătate, de doi. Nu înțeleg așa. Dacă noi știm că aceste jocuri se făceau, că acele persoane foloseau societățile în interesul lor, că s-au produs pagube pentru acest oraș, pentru fiecare cetățean în parte, că spațiul ăla a stat nefolosit atâta timp, de ce evităm să, sau de ce nu trecem la pasul următor? Păi, care e pasul următor? Gândiți-vă așa, ca să fi funcționat piața Mărăței, așa cum spune asta, copăcei, floricele și așa. Orice! Orice. Orice, ce orice. Deci, sunt activități care se pretează. O să scriu în timpul emisiunii o cerere către Primăria Piatra Neamț să-mi concesioneze piața Mărăței până scoate la licitație un proiect. Bine, vă concesionăm, dar nu putem cu titlul gratuit. Nu cu titlul gratuit. Licitație. Facem licitație. Ce vă faceți dacă la licitație vin oameni care chiar vor să facă? Domnul Bălănescu,
am testat piața în sensul ăsta. Nu vrea nimeni. Unii vin, dar știți ce vor să facă? Bloc, spații comerciale, construcții noi. Nimeni nu mai dorește, pentru că orice îi face în piața aia nu mai este profitabil. Nu mai este. E o poveste ca și cum e la piața Dărmănești. La fel, am făcut tot felul de evaluări. Am încercat să atragem investitori. Dar nu spuneți că eu fac acum pe piața Mărăția, aduc un investitor care mi-aduce copăcei și floricele. Că nu... Dar eu n-am zis de copăcei și floricele. Gândiți-vă că toți cei care vând aici în piața centrală flori și copăcei sau ce mai vând ei lucruri frumoase, nu pot acoperi costuri și nu pot rentabiliza piața Mărăției. Adică a fost o poveste. Nu mai putem susține lucruri care nu se pot autosusține. Nu poate primăria să dea bani nici măcar de-ar fi în interesul cetățeanului, dar cetățeanul mai interesat, pentru că în loc să meargă în piața Mărăției, într-o piață agroalimentară, are de jur împrejur tot ceea ce îi trebuie. Adică tot... Ce facem? O mai vopsim o dată și mai dăm puțin oxigen ca peste 2 ani să-i se dubleze pierderea. Asta se întâmplă cu cele două piețe. Ce spuneți dumneavoastră e foarte adevărat. E bine să facem piața centrală, să o facem rentabilă și rentabilă că nu trebuie să producă bani neapărat, dar să ofere servicii într-adevăr de calitate și mai ales în sensul în care tot vorbim. Că am mai vorbit și la dumneavoastră despre criza alimentară care urmează, despre posibilitatea producătorilor locali să își desfacă marfa în piață. Cei care vor, nu toți vor. Adică trebuie să fim raționali când vorbim despre foarte mulți nostalgici din Mărăței. Mi-au spus, dom'le, dar de ce nu redeschideți piața? E simplu așa să spui, de ce nu redeschizi piața? Nu știu. Eu poate sunt nostalgic. Eu nu, vorbeam de cei din Mărăței. Nu, dar și eu sunt nostalgic. E pentru că cartier. În cartier, acolo stau și eu, deci întâmplător. Chiar în Mărăței și chiar în apropierea pieței. Atunci. Și vreau să vă spun că dacă te trezești sâmbătă dimineața și vrei să cumperi în Mărăței o salată, un castravete sau ceva și te duci la celebrele magazine care sunt în zonă, ai toate șansele să cumperi niște zbârcituri vechi și așa. Și atunci te duci. Asta nu justifică o piață. Nu justifică o piață, dar adică justifică un serviciu. Puteți veni până în piața centrală. Da? Da. Am înțeles. Pentru că așa, dacă așa, o să fac o piață în fiecare aceeași... cartier, păi mai bine fac o piață volantă decât să păi de ce nu faceți o piață volantă acolo? Dacă va fi cerere, uite, vă promit că vom face o încercare. Deci, adică nu se poate susține o construcție și o piață din salată, castraveți, flori și copăcei. Eu... Adică volumul trebuie să fie foarte mare. Și nu acoperă, adică niciodată cererea și oferta nu se vor întâlni cum se întâlnește, de exemplu, în piața centrală. Pentru că nu vor veni nici oamenii acolo. Și dacă le dai spații pe degeaba, ei nu vin. Ei spun, nu, domnule, vadu-i în piața centrală. Nu mă interesează pe mine în piața Mărăței. Și atunci o să aveți trei bătrânele cu... Ce să fac? Să întrețin o piață agroalimentară cu trei legături de... și trei bătrânele care nici nu poți le iei bani, sărace. Acum că tot intrăm în amănunte. Știți? În timpul verii, da, în proximitatea pieței Mărăței, erau cel puțin 6 locuri în care niște volanți, nu știu pe ce autorizații, nu știu ce taxe plăteau în afară de sacoșele pe care le dădeau celor care trebuiau să asigure ordinea și disciplina în zona respectivă, vindeau pepeni, ardei, castraveți, roșii, gogoșari, și tot cartierul cumpăra de la ei. Da, de ce trebuie trei tarabe? De ce? De ce acei indivizi care, sincer, erau extrem de erau muncitori adevărați, bronzați toți. Mm-hmm. Bronzați toți și care dormeau acolo în stradă, prestau nu serviciu. Erau pus, păi de ce nu prestau serviciul ăla în interiorul pieței?
Mărăței. Și eu, primărie, să mă apuc să amenajez o piață pentru trei întreprinzători. Nu, dar o sta degeaba piața aia, toată vara. Care sunt oricum mobili. Păi nu, dar ăia stăteau acolo. De ce? Pentru că nu plăteau nimic. Pentru că nimeni nu le încasa niciun ban. Eu vorbesc doar de mizeria bine, care era acolo. Vorbim despre disciplinare. Dar era în stradă. Exact asta facem noi acum. Păi domnul Bănescu, să nu fim contradictorii. Vrem și așa, vrem și așa. Vrem disciplină, vrem să... Dacă eu, păi dar eu nu-i vreau în stradă pe ea. Nu o să îi mai vedeți. Exact asta dar de 5 ani de zile se întâmplă și anul trecut s-a întâmplat tot așa. Adică e foarte simplu de spus, doar aia nu-i bine, aia nu-i bine. Dar cum vrem? Trebuie să fim raționali. Adică dacă au venit aia cu trei, nu știu, cu sacoșe, bănuiesc că aveau o mașină. Cu mașină. Care vindeau. Și stau acolo 3 luni de zile. Domnul Bălănescu, am eu înțeles. Locuiesc la Snagov. Și e o mașină care are, știți că și în Piatra Neamț e o mașină cu megafon, cu târgul de ciorap și chiloți, care bântuie tot timpul. Acum am înțeles că nu mai bântuie. Are și pantofi. Are și pantofi, îmi cer scuze față de... Da, nu mai zic. De producător. Care vinde pepeni toată vara. Mașina aia umblă prin tot Snagovul, oamenii ies la poartă și ăla vinde cât 10 pieți în București pepeni. Da? Ca să nu zic harbuși. Că nu strigă harbuși. Că s-a găsit un deștept să strige harbuși și oamenii și repede la poartă a crezut că a venit poștă. Da. Deci... Se poate face comerț, depinde cât de speculativ ești, cât ești de inteligent, dar, repet, nu putem pentru lucruri, pentru niște excepții din astea, care ăla vinde toată... Normal că dacă nu e o piață acolo, ți-ai pus o tarabă, înainte de a apărea în Snagov, de exemplu, supermarketurile, care cred că sunt 5 într-un an de zile terminate, era o femeie, o localnică, care avea 2 tonete, frumos, cu acoperiș, cu alea, unde vindea tot ce e verde. Vindea și ouă proaspete, vindea și pui, vindea tot ce se produce prin curțile Snagovului. Da? Și nu plătea decât 2 lei tarabelele. N-am primit niciodată un bon. Vorbim de fiscalizare. Gândiți-vă că încet, încet, uitați-vă că... A crescut folosirea cardului și plățile pe card la undeva spre 20% au crescut față de ultimul an de zile. Păi gândiți-vă că nu o să mai meargă chiar cu cash-ul și nu o să mai meargă nici cu eludarea taxelor. Adică lucrurile din punct de vedere al fiscalizării devin puțin complicate pentru unii. Simplificate pentru alții. Dar vrem disciplină. Apropo de faptul că domnul prefect, doresc să scoatem la licitație fiecare loc de parcare, chiar dacă e un singur aplicant. Păi știți aberații pe care le-am găsit în primărie, apropo de ocuparea spațiului public. De exemplu, dacă o cafenea vrea să-și facă o terasă, face o cerere la primărie sau un restaurant vrea să-și facă o terasă. Păi eu scot la licitație, n-am cum să îi atribui direct. Așa era vechiul regulament. Păi dacă vine unul și ia locul ăla 2 metri în față... Se asociază cu el. Bine, asta cu asocierea poate aveți dumneavoastră o soluție. Glumeam. Bun, revenind la chestiunea urbană. Când credeți că urbanul va ieși din insolvență pentru că nu există niciun motiv în momentul ăsta. Maxim 3 luni. Să mai stea în insolvență. Nu există niciun motiv. Maxim 3 luni. Există, la fel, vorbeam despre termene stabilite de către administratorul judiciar, pentru că administratorul special nu mai avem, cel judiciar este și administrator special. Cu înțelegerea acționarului majoritar. Majoritar. Adică a primăriei. A primăriei. Deci este practic o înțelegere. Am încercat să mai facem o economie pentru că mai era un salariu și nu foarte mic. Am încercat peste tot să reducem cheltuielile la maxim. Cât de tare s-a aglomerat primăria după ce ați preluat partea cu fondul locativ sau, mă rog, o preluați de acum? Foarte tare. Dacă mă întrebați pe mine, este o supra-solicitare care poate afecta în următoarele 2 luni
cursul firesc al activității din primărie. Eu sunt foarte îngrijorat, nu știu cât va rezista la presiunea asta, mă refer la personal. Dar asta e o perioadă de tranziție, trebuie să facem un supraefort ca să depășim acest moment. Ea va intra în normalitate, de exemplu, am luat locativul. Locativul, în momentul de față, a fost împărțit în locuințe sociale, care au mers la DAS și unde doar director Berea a găsit chiar soluțiile pentru a asigura continuitatea fără multe hopuri a activității de... Deci, practic, partea de locuințe sociale. De locuințe sociale. Iar ceea ce înseamnă ANL va fi preluat de către patrimoniu la nivelul primăriei. Dar în momentul de față, într-adevăr, parcările, asta, locativul, fac o presiune foarte mare în relația cu publicul, pentru că, dacă mă întrebați pe mine, ne-ar trebui cam 1000 de metri și vreo 50 de ghișee pentru a administra și pentru a relaționa cu publicul în momentul presiunii și numărul de cereri care există astăzi. Da. Dacă sunt lucruri la primărie care merită acum anunțate populației, pentru că ne-am apropiat de finalul emisiunii. Mi-ar plăcea să spun că totul o să fie perfect. Dar cred că un lucru pe care îl pot anunța este... Cu siguranță veți avea o conferință de presă apropo de Urban, ca să vă dau de Urban. Da. Eu aștept și pe cea de la Perla Invest. Și Perla Invest, desigur. Deci dacă pentru facem conferință de presă... În cadrul transparenței, chiar e bine ca toată lumea să știe care este situația și în ce stadiu suntem cu cele două societăți. Urban, pentru că ea va ieși în curând din insolvență, din reorganizare, și desigur Perla Invest, unde cred că mai durează așa încă vreo 3-4 ani procesul de reorganizare și nu știu ce succes va avea. Eu prevăd în continuare că va fi un faliment. Da. Înainte de a ne lua la revedere, să spun că a apărut Mesagerul de Neamț, numărul 529. Avem un interviu cu fostul șef al statului major general al Armatei Române, Ștefan Dănilă, care este deloc din Târgu Neamț. Să mai spunem că sunt și alte materiale, dar pe final vreau să-l întreb pe domnul Liviu Harbuz. Iată că v-ați trimis la piață. Nu v-am trimis la piață încă. Noi avem un material care se cheamă Piatra Neamț, Cooperativa Asocierea în Zadar. Apropo de asocierea în acea... Dezvoltarea Moldovei. Moldova se dezvoltă. Moldova se dezvoltă. Și da, în urma discuțiilor pe care le-am avut săptămâna trecută. Mulțumesc. Și în urma observațiilor dumneavoastră, noi am redus consistent numărul de asociații, fundații în care primăria era membră și unde nu era membră așa onorifică, era cu... Cu plata unor cotizații, unele chiar consistente. La o mândrie, să da. Și eu zic că am rămas doar în cele obligatorii, pentru că, de exemplu, nu poți să ieși din Asociația Municipiilor, care este obligatorie. De altfel, domnul primar este chiar acum la această întâlnire a Asociației Municipiilor din România. Întâlnirea este la București, este foarte utilă. Gândiți-vă că acolo se face un schimb de informații foarte util și se reușește chiar o presiune asupra legislativului, asupra Parlamentului, apropo de foarte multe teme pe care le-am dezbătut și noi aici. Da, mie mi se... Ne-au tăiat mie mi s-a descărcat bateria la... Poți să vin să vă iau în brațe, să vorbim amândoi pe aceeași lavalieră? Să încercăm și asta la nevoie. Trebuie să mă opresc aici, vă luați dumneavoastră la revedere în locul meu, pentru că... Domnul Bălănescu nu mai are lavalieră, nu mai are baterie, doar la lavalieră, rest are încă, chiar da. Duracell. Vă mulțumesc, la revedere. Mai fi.